Marea doamna natației românești antrenoarea emerită Doina Sava a făcut o vizită la Clubul Sportiv al Armatei chiar în ziua în care și-a sărbătorit ziua de naștere. La acest aniversar, doamna profesoară a făcut un scurt bilanț. E momentul și să, să, mă gândesc la ce am realizat. Mulți mă apelează și încearcă să mi nu să mi-aduc aminte, să-mi să ceară sfaturi, să... și atunci am dau seama că totuși am multe încă de spus. Mai ales pentru tânăra generație care am plăcerea să o văd tot ce este în ori steaua, tot ce este conducere, federație și chiar de, de, ierarhia stelei la, în club. Sunt foștii mei elevi din liceul program sportiv, sunt foștii mei sportivi pe care i-am crescut și acum mă uit cu drag și cu mândră la ei și mă bucur că încă mai au nevoie de mine și de sfaturile mele. Antrenoarea care a contribuit la cele mai mari performanțe ale natației românești prin ale visei, Camelia Potec, Dragoș Coman sau Carmen Bunaciu, știe cât de greu se crește un campion și care sunt dificultățile actualei generații de sportivi și antrenori. Notul este un sport care se face la tinerețe, dar ca să ajungi la mare performanță trebuie să înghiți niște ani de muncă. Și vă spun, fără cel puțin, cel puțin, 10-12 ani de muncă performanță, nu poți să tinzi măcar să ajungi, să ajungi la Olimpiadă. Într-adevăr, nu mai este cum era, dar cine își dorește cu adevărat și ca sportiv și ca antrenor, nu se poate să nu faci ceva. Dacă ne uităm în palmaresul stelei, este, sunt atâtea medalii olimpice, atâtea medalii mondiale și și acum avem speranțe mari. Pentru tot ce a realizat pentru natația românească, Clubul Sportiv al Armatei Steaua îi urează doamnei Doina Sava la mulți ani.